astăzi probabil că încercăm să vorbim despre Convenția Benimar 2020. Aceste expuneri sunt niște date care s-ar putea să intereseze. De ce? Adică sigur ar trebui să intereseze pe toată lumea, pentru că ele îți dau o altă imagine atunci când vrei să cumperi un camper despre logica în care este făcut acel camper. Noi ca români suntem foarte critici. Bă, dar nu putea să facă un pat mai, nu știu, nu putea să așa, dar de ce e așa? În primul rând, camperele, deși sunt manufactură în mare parte, totuși, ele, ca să poată să iasă la un preț cât de cât în regulă, atunci producțiile sunt sistematizate. Respectiv, de exemplu, grupul Trigano are două tipologii sau trei tipologii de structuri. Nu vorbim acum de aranjament, de structuri. Structurile astea sunt făcute în două, trei fabrici, pentru că e simplu. Ai plătit un singur soft, o singură omologare, o singură tehnologie. Pereții, de exemplu, la tot grupul Trigano sunt fibră exterior, fibră interior sau lemn, depinde acum. Iar înăuntru, între, este spumă poliuretanică de foarte înaltă densitate, un anumit, e un patent, deci nu mai dețin lemn, care este supus la, mă rog, alte probleme de genul infiltrații și așa mai departe, este periculos. Așa și grupul Himer are tehnologia lui, pe care a împărțit-o către toate companiile pe care le-a achiziționat. În felul ăsta, structurile s-au cam împărțit și e destul de clară povestea. În Europa, de exemplu, în Franța, grupul Trigano deține cam 60% din piață, ceea ce este uriaș, grupul Himer în jur de 28%. În Italia 58%, grupul Trigano 28%, tot așa grupul Himer. În Germania grupul Himer este lider în jur de 38% față de grupul Trigano, care are în jur de 20%. Dar și în Germania se poate observa, acum nu sunt eu partizanul niciunui, eu citesc doar niște cifre, în Germania este o scădere a grupului Himer în jur de 0,8%, de 1,8%, în schimb grupul Trigano a avut o creștere de 1,8% în Germania vorbim. Acum ce se întâmplă? Chestiile astea ne pot interesa sau nu? Din punctul meu de vedere, ce este important, dacă în țările astea latine, care noi ne asemănăm ca mentalitate, ca stil de a face camping, țările noastre seamănă foarte mult, în sensul că sunt țări pitorești, mă rog, cu străzi înguste, la noi în România sunt trăzile înguste nu din cauza vechimilor, ci din cauza, mă rog, incompetenței și infrastructurii care este îngrozitoare. Dar până la urmă rămână, aici ne asemănăm foarte mult cu Italia sau Franța sau Spania. Din cauza asta, campurile se construiesc mai lungi, mai scurte, mai înalte, mai înguste, cu pat pe mijloc, cu pat separat, pentru mai multe persoane, pentru mai puține persoane. În fine, ca fapt divers, de exemplu, ponderea la 10.000 de locuitori, recordul îl deține, sau numărul cel mai mare de campere per 10.000 de locuitori, îl deține Norvegia, are 7,8%, deci per 10.000 de locuitori. Urmează Suedia. E bine, este evident, sunt niște țări totuși cu o populație restrânsă și cu un nivel de trai foarte ridicat și din cauza asta. Dar Germania, de exemplu, care e o țară stabilă, are în jur de 5,6% ponderea pe 10.000 de locuitori și, să zicem, spre coada primelor clasate, să zicem, este Spania și Italia cu în jur de 1%, ceea ce este foarte mult și așa și acolo. Bineînțeles, România sau alte țări de genul ăsta nici nu apar, că nu avem 7 decimale sau chestii de genul ăsta. Deci asta este expunerea, este partea a doua în care se expun aceste lucruri, mă rog, își face fiecare o idee, se întâmplă, după care există o expunere despre noutățile din 2000, care vor apărea în 2020 și care este trendul pieței. Dacă în anii trecuți se vorbea de creștere de 3%, 2% a pieței în general, anul ăsta n-a mai zis nimeni niciun fel de creștere, decât 1,0, ceea ce după mine, pentru mine, am tras o concluzie cum că piața europeană este în stagnare în momentul de față. Adică s-a temperat. A fost o isterie care a început acum vreo 3 ani, 4 ani de zile, isterie de-a dreptul, o explozie practic, era și normal, era ieșirea din criză, dorința oamenilor de a cheltui,
problema cu terorismul și a creat o mare mișcare. În special, și aici s-ar putea să intereseze mai mult, în special au apărut foarte multe firme de închirieri de autorulote, pentru că cei care de frica teroriștilor nu mai mergeau în Egipt, de exemplu, acești oameni nu și-au descoperit peste noapte pasiunea către turismul ăsta, ci ei n-au mai avut unde să se ducă și atunci au încercat ceva inedit. Adică sunt oameni care caută ineditul. Mâine probabil că o să fie o explozie, nu știu, la călătorie cu balon, cu aer. Și atunci o să se vândă foarte multe baloane. Dar din oamenii ăștia care vor cu balonul, foarte puțin vor rămâne cei care sunt pasionați de a călători cu balonul. Restul merg din curiozitate și pentru că au terminat Egipt, a terminat Sharm el-Sheikh, a terminat Turcia, a terminat tot ce mai era, Bali, Zuli și așa mai departe. În Panama a început revoluția, în Mexic îi taie pe aia, unde se mai duc cu balon. Atunci merg și cu balonul și probabil că o să fie, vorbesc serios asta, cu zeppelinul sau tot felul de chestii. Dar și din cauza asta, firmele de închiriere au apărut, niște firme de închiriere foarte mari, au băgat mii de campere sunt la închiriat. Nu știu cât va mai dura toată treaba asta, să sperăm că o să dureze cât mai mult.